Bun găsit tuturor, plus pentru sănătate la Ardeal TV. Din păcate, ani de zile ne-am cam, eu știu, cu apă rece, da. Suntem o țară de tranzit, mă refer la droguri, da? Nu are rost să ne mai ascundem după degete. Drogurile și lupta noastră este subiectul de astăzi. Domnul doctor Claudiu Muntean, medic, medicină de urgență, serviciul de ambulanță Mureș, zona Reghincea pe care o deservește Claudiu. Și pentru că e un subiect atât de delicat, vreau să vă citesc ceva, sincer, da? Nu trebuie să rețin. Și anume, de ce se folosesc drogurile? Aldous Huxley, un nume extrem de important, imboldul de a-și depăși conștiința de sine este o dorință a sufletului. Când pentru indiferent ce motive, bărbați, femei și copii, din păcate, nu reușesc să se depășească prin venerație, muncă și exerciții spirituale, ei sunt gata să apeleze la surogatele clinici, chimice ale credinței. Bun, practic se consumă. Sunt extrem de periculoase, acum toată lumea știe, dar atât. Și o să-l întreb pe Claudiu, bun, am ajuns într-un moment în care discutăm despre droguri pentru că există, pentru că se consumă, pentru că e din ce în ce mai alarmant. Bine, la nivelul nostru, al țării noastre. Am ajuns să discutăm, pentru că de consumat se consumă de mult și chiar aici am în față un curs destul de frumos despre droguri. Bineînțeles, este mai mult medical decât pentru a fi folosit în mass media, dar o să extragem din el anumite lucruri importante. Se consumă și, din păcate, motivele sunt diverse, iar rezultatele sunt aproape întotdeauna aceleași: degradare fizică, psihică și chiar moarte, începută din ce în ce mai devreme. Copiii, adolescenții ajung să li se pară drogurile un lucru oarecum normal și, din păcate, mulți dintre ei ajung să consume droguri chiar și din presiunea socială a colegilor față de alte substanțe. Tu de ce nu faci ca noi? Pentru că uite ce cool suntem noi. Da. Ceea ce nu e în regulă, ar trebui să li se prezinte adevărul în situația asta. Ar trebui să li se prezinte faza finală a consumului de droguri și nu faza inițială, în care totul e o minciună. De fapt, tot e o minciună până la sfârșit, când vine nota de plată. Și pe lângă consumul în sine și efectul asupra corpului, fizic, psihic și chiar și spiritual, unii au și argumentul ăsta, există și pericolul și riscul pentru ceilalți. Sunt la volan, conduc, sunt foarte influențate judecata și reflexele, și atunci, pe lângă faptul că îți faci rău ție, faci rău și altora, și atunci lupta asta nu e neapărat inegală. Nu consum doar pentru tine, ci afectezi familia, pe tine și societatea din jur. Din păcate, societatea noastră este din ce în ce mai slabă în a controla și a educa, pentru că, repet, poate am mai spus-o o dată, dar de multe ori, mai important decât sănătate este educația. Și aici educația este foarte importantă. Să nu faci lucrurile astea, exact ca și în Biblie, cele 10 porunci, trebuie început cu să nu te tenteze, indiferent din ce motiv, să guști, pentru că nu duce la nimic bun toată tebatura asta cu drogurile. Dar totul pleacă din educație. Ne-am făcut foarte multă perioadă și foarte mult timp că nu există. Ne-am întors cu fața la perete. Nu avem, noi nu suntem țară de tranzit. Cred că singura poveste din sau singurul adevăr din povestea asta este cel că nu avem atâți de mulți bani ca să consumăm ca cei din alte țări, și nu că suntem o țară de tranzit. Suntem și o țară și producătoare, nu chiar la nivel de Columbia probabil, dar consumatoare, și din păcate tinerii sunt cei care
sunt afectați. Uite, eu acum vreau să spun ceva, pentru că se începe foarte de devreme alcool tutun, da? S-ar putea ca partea asta, ajungând la droguri, să pară tratată tot așa, adică, amă, că nu e mare lucru, adică se exagerează, că da, uite, la urma urmei, știi, când se începe, adică se începe din cauza faptului că, da, e, asta este, trebuie să fim în rând cu lumea. Nu trebuie să fim în rând cu lumea, cu orice, și asta era în timpul comunismului, să fim toți la fel. Acum trebuie să fim deosebiți și deosebiți prin a spune nu lucrurilor negative și da lucrurilor bune. Deci asta, cine o să înțeleagă dintre cei tineri, atunci o să aibă succes, cine nu o să fie în rând cu lumea, adică foarte jos, fizic, spiritual și psihic. Curiozitatea asta a copilului, adolescentului, hai să spune că există curiozitate, dar trebuie să încerci chiar orice? Adică nu știu, eu întreb așa. Nu, chiar? Nu trebuie, dar unii consideră că trebuie să încerci orice. Asta ar fi bună, să încerce să sape un șanț, să încerce să cultive porumb. De ce n-au curiozități și din zona respectivă, ci doar lucrurile goana după plăcere, care de obicei duce la doar la lucruri negative. Bun, și acum haideți să luăm așa câteva din aceste substanțe. Nu știu, de-a lungul timpului s-au folosit tot felul de bun, acum cunoaștem din, mă rog, cei care au fost interesați la un moment dat. Bun, dar ajungem la denumire. Hai să nu ne mai ascundem după deget, toată lumea știe și mai ales cei care le folosesc știu. Și din păcate, chiar cei care nu știu ajung să știe și se folosesc droguri, s-au folosit de poate de mii de ani în anumite situații, doar că în ultima 100 de ani, 50-100 de ani, s-au găsit și efectele negative și probabil și modul de a le cultiva în masă și de a extrage lucrurile bune, și ele sunt prezente în viața noastră, cel puțin la nivel de denumire, dar după cum știm sunt și la nivel de consum. Și poate că cel mai cunoscut și cel mai folosit este marihuana și canabinoidele care se extrag din această cânepă, o cânepă mai specială. E cultivată de mii de ani, inițial a fost cultivată pentru fibrele ei, apoi prin ardere emanat fum, fumul fiind cu efecte psihotrope, s-a găsit folosirea lui negativă și atunci, din păcate, se folosește pe scară destul de largă, sunt și prin multe culturi legale de marihuana și la noi, prin alte câmpuri care sunt mascate. Printre. Din păcate, autoritățile se văd, adică se fac că nu știu, se fac că nu văd sau pur și simplu sunt slabe comparativ cu rețelele care se formează, pentru că rețelele astea, din păcate, produc bani foarte mult și pe nenorocirea copiilor. Apropo de marihuana, acum fumată, ingerată, tot felul, are un efect cam la 30 de minute și o durată de 1-4 ore, asta la doze inițiale și obișnuite. Apoi după ce se obișnuiește organismul, deja trebuie doză și mai mare, timpul scade, timpul de acțiune și atunci trebuie repetată. Deci, practic crește doza și scade timpul de acțiune. Exact, și atunci și efectele secundare cresc. Și apar mult mai repede, pentru că doza fiind mai mare, efectul euforic scade, în schimb efecte negative cresc și în situația asta apar supradozele și aici intervenim noi de multe ori și e foarte greu să-ți dai seama sau durează un pic de timp să ai bănuiala că cineva consumă. La spital există teste de depistare a pacienților cu consum, sunt kituri pentru așa ceva. Mai nu și, da, și poliția rutieră. Se folosesc, dar din păcate
este, ar trebui munca de convingere să nu, și nu cea de prindere și de prindere în fapt a persoanelor. Ele dau, cum e marihuana, euforie, inițial o stare de relaxare, dar o relaxare forțată și nu neapărat o relaxare obișnuită, ci dispar stimulii care te țin treaz, psihoze, și aici e ciudat că se întâmplă să ai niște idei nepotrivite pentru contextul potrivit în care este, în care există consumul. Inima bate foarte repede, apare tremurul, slăbiciune și, din păcate, apar probleme cardiovasculare și respiratorii. Vorbesc la consumul acut. Pe consumul cronic este destul de complicat. Noi avem medicație care să mascăm cel puțin simptomele, să le facem simptomele negative, să le facem suportabile pentru pacient, pentru că simptomele aduc pacientul la spital. De multe ori se întâmplă să fie morți în momentul în care ajungem la ei, dar din cauza simptomelor care apar, apar și complicații. Și atunci sunt medicații, dar v-am spus, durează destul de mult până când bănuiești, lumea ascunde, și apoi ca să poți să intervii cât mai poți cu medicație reparatorie de a reduce din efectele negative, ca să nu facem mare teorie doar pe unul. Da, vorbim de cocaină, care extrag din plantele de coca, s-au găsit și inclusiv în scrieri în secolul 6 în Peru, se foloseau mai ales America de Sud, Mexic, dar mai nou se cultivă peste tot și în Indonezia și în țările așa mai umed, călduroase. Inițial era folosită și în celebra băutură Coca-Cola și acum se extrag, cred că este singura dintre marile companii care are permisiune să importe frunze de coca și le folosește într-un anumit proces al fabricării de Coca-Cola. Interesant că efectul negativ al drogurilor n-au reușit să schimbe denumirea firmei. Brandul este mai puternic decât efectul negativ. Sunt niște efecte destul de puternice. Dacă la aspirare în câteva minute se manifestă administrare intravenos în câteva secunde. Și ce fac ele? În principiu, cu efecte negative, potențiază efectele substanțelor care ne pun organismul în luptă și fugi. Adrenalina, noradrenalina, le potențiază și efectele impresia, și da, și ești mai puternic, ești mai, sau impresia că ești mai puternic, mai agitat și toate lucrurile astea combinate cu endorfinele îți dau un efect ciudat, dar duc pe termen scurt la o hipertermie, ca o febră. Pentru consumul ăsta muscular crește producția de energie a corpului și atunci se supraîncălzește corpul 40-42 de grade fără infecție și apare rabdomioliza. Mușchii ăștia care sunt agitați în tremur se distrug, elimină anumite componente ale lor și pe lângă efectul direct asupra lor pot să afecteze și rinichii. Asta vorbim la consum acut până acum, nu vorbim de dependență și de alți factori. Apoi tot cocaina crește riscul de accident vascular cerebral la tineri și multe din cauzele de accident vascular la tineri care apar sau de accident sau de infart pot fi determinate de consum. Au fost determinate, inițial nu s-a știut cauza și apoi prin studii s-a observat că este una din cauze. Convulsii pot să producă și nu în puține cazuri și apoi a doua zi seamănă cu efectul de mahmureală de la alcool, dar cu o doză mult mai, lovitură mult mai puternică asupra psihicului, efectul de trezire după cocaină, sindromul zombie, în care energia este la zero, fizică, psihică, picat, musculatura este epuizată ca după un efort de maraton, chiar la un consum ușor inițial. Pe lângă astea, pe lângă efectele ce v-am zis, afectează coronarele,
vasele cerebrale, vasele oftalmice, face o vărsare de adrenalină asemănătoare șocului care le-a o sperietură foarte groaznică, doar că sperietura durează câteva secunde, aici durează pe tot parcursul efectului drogului și baia de adrenalină este foarte periculoasă în câteva secunde, cu atât mai mult dacă durează minute în șir, și efectul este cu atât mai grav cu cât este mai prelungit și doza este mai mare. Ceea ce nu li se spune celor care consumă decât lucrurile bune, lucrurile negative deja apar în momentul în care nu se mai poate opri. Din păcate, cea mai bună atitudine la orice fel de drog este acela de a nu începe și de a nu gusta și de a nu fi curios, pentru că nu trebuie să fii curios chiar la orice lucru, mai ales dacă este negativ. Tratamentul nostru este specific, se adresează simptomelor. Din păcate, situația este destul de gravă de fiecare dată când ne întâlnim. Dacă este consumul la început, v-am spus, se ascunde foarte mult și atunci trebuie să ghicim prin excludere și se pierde timp prețios. Dacă tot cineva consumă și cei din jur știu, ar fi bine să ne spună măcar în ultimul moment, pentru că altfel tratamentul început în primele minute și altul este după ce se confirmă peste o oră și deci măcar să fie... Faptului că fiind interzise, știind că nu e ok, atunci se feresc, dar practic pun viața în pericol. Păi da, doar că ei se gândesc doar la ei și atunci mai bine să nu spună, da, ca și cum n-ar fi fost implicați. Nici usturoi n-au mâncat, nici gura exact, nu le miroase. Asta vreau să spun, da, corect. Heroina, altul. Bun, altul, da, da. Care se extrage din mac. Sunt mai multe tipuri de mac, dar toate au... în ele substanța asta într-o cantitate mai mare sau mai mică, papaver somniferum, și de aici denumirea deja celebra de mai demult papaverină, care s-a scos ca antispastic, și somniferum, efectul al doilea, da, provoacă somnul. Și asta se poate prizare, fumat, injectare, se pot folosi extractele de opiu. Afganistan, da, zona, da, zona, da, respectivă, tot din mac se extrag și celebrele medicamente analgetice puternice, care se folosesc ca o alternativă pentru droguri și de multe ori ajung ca să se fure din spital, de asta se țin sub cheie celebrele morfină, fentanil, mialgin, fortral. Și aici trebuie avut în vedere un tratament cronic împotriva durerii, poate să ducă la dependență. Și există și aici o regulă, se țin sub cheie, se dau anumit timp și apoi se înlocuiesc cu alte substanțe. Sunt mai multe tipuri, mai de mult se vindeau, pur și simplu se vindea și în farmacie în anii 30, sub formă de medicament bun la toate, tădeau dependență foarte, foarte rapidă. Se vindeau la un moment dat și medicamente și substanțe radioactive pentru întinerirea frumuseții. Firmele farmaceutice fac bani din orice modă, și acum sunt o grămadă de suplimente, o grămadă de substanțe care sunt suplimente alimentare, care nu neapărat sunt la fel cu ceea ce scrie pe etichetă. Cu siguranță. Heroina are o acțiune foarte rapidă asupra creierului și destul de intensă. Dă o analgezie, deci nu mai doare nimic, indiferent de... Asta e efectul ei folosit în medicină, euforie, dar dă și depresie respiratorie și mulți dintre consumatori uită să respire. Cred, pur și simplu creierul, centrul respirator nu mai acționează ca stimul și mor pur și simplu asfixiați, pupilele sunt mici, apare prurit, apare o sudorație foarte puternică. Asta e ca să se recunoască. Noi încercăm să o recunoaștem, dar este și, pe lângă asta este și un complex ciudat. Se consumă cocktailuri de droguri și atunci își
împrumută una de la alta efectele și își maschează efectele care le recunoaște, doar efectele secundare se cumulează și atunci și pentru noi e destul de greu să observi lucrurile astea, mai ales la cei care sunt, au un pic de experiență în consumul de droguri și asta e un lucru iarăși negativ. Sunt aici la anumite substanțe, cum ar fi cazul nostru, derivatele de opiu, sunt niște substanțe antidot care se administrează la supradoze sau la trezirea pacienților de la operație când se administrează morfină, care se pot folosi, de exemplu, cum ar fi naloxonul, se pot folosi pentru a depista un pacient, un consumator de droguri care nu a consumat ieri sau astăzi, dar a consumat înainte, dându-se naloxonul doar la persoanele consumatoare, îl arunci într-un sevraj și atunci doar persoanele care au consumat opioide în ultimele 2-3 săptămâni fac sevraj la naloxon, o persoană care nu a consumat niciodată nu face. Și atunci, dând naloxonul, pacientul având sevraj, poți să-l prinzi chiar dacă la moment nu există consum, dar nu asta e ideea, să-l prindem. Ideea e să-l convingem să nu facă și să se oprească cei care au făcut. Pentru că metode sunt, dar de obicei este târziu pentru lucrurile astea. Și aici sunt și medicamente de sinteză, LSD-ul și tot felul de substanțe, pentru că cu cât acționează partea medicală, acționează și partea cealaltă chimică. Bine, de obținere de bani. Care a fost la un moment dat legiferat, nelegiferat, permis, nepermis. Omenirea a trecut prin toate chestiile astea așa, dar... Păi la presiunea consumatorilor, anumite țări chiar permit anumite lucruri și nu neapărat din cauză că nu ar fi efectele secundare vizibile, ci poate pentru a controla alte afecțiuni care se asociază consumul de droguri, și aici era SIDA și hepatita B, pentru că în situațiile respective, folosind, ascunzându-se și folosind aceeași seringă, se pot transmite tot felul de lucruri și atunci se încearcă tot felul de soluții. Pe de o parte se convinge să nu, pe de altă parte să poți să controlezi sau să vină în spital să se declare consumator, să-i se dea seringi pentru a-l monitoriza și... E delicat, delicat, delicat. E foarte greu în momentul în care se deschide cutia Pandorei să mai poți controla toate lucrurile astea. LSD-ul și el este o substanță de sinteză foarte periculoasă, răspândită mai ales în discoteci și la tot felul de festivaluri. Și de asta sunt negative festivaluri, nu din alt punct de vedere, ci pentru că este un loc unde se poate consuma aproape orice, fiind foarte multă lume, nu poate greu să fie controlat fiecare individual. Și se mai întâmplă să se facă și abuz, pentru că abuzul de sunet, abuzul de lumină, abuzul de alcool, abuzul de droguri, se pierde la un moment dat și limita aia care crezi că o ai, că eu tot timpul mă pot lăsa, sigur, dar exact. Mâine, eu mă descurc, eu pot controla. Da. Și LSD-ul dă tot felul de probleme medicale care le vedem noi, crește tensiunea, crește frecvența și poate să apară și aici accidente vasculare, frecvența cardiacă, respiră, crește, apar halucinații, se ridică părul, deci așa o senzație din asta asemănătoare cu, v-am spus, cu o frică intensă, dar care nu poate fi suportată de organism mai mult de câteva secunde. Și aici, dacă trece, te duci mai departe, da, e clar că undeva cedează și din păcate nu cedează în locurile în spital, ci cedează undeva în locuri izolate, pentru că ei se izolează în situațiile astea și ajungi prea târziu acut sau prea târziu cronic în situațiile astea. Și din păcate, din ce în ce mai mulți tineri au probleme cu consumul de droguri de mare risc, din păcate. Aici, da, da. Pentru că încet încet ne apropiem de finalul emisiunii, bineînțeles că am putea vorbi ore în șir și e clar, pentru că e un subiect extrem de delicat. Bun, aceste cocktailuri și vezi, de multe ori se supradoză.
Știi, supradoza. Ce înseamnă acea supradoză? Adică au decedat persoane extrem de importante din lumea asta, de-a lungul timpului, indiferent. Nu contează cine era. La drogă nu există supradoză, există doză și de aici începe totul. Da. Supradoza este probabil apărută în cazul consumului repetat, care dă obișnuință, și atunci, ca să produci același efect, trebuie să mărești doza sau să crești frecvența. Și apar fenomenele secundare, care efectul secundar duce la moartea sau îmbolnăvirile grave, și nu drogul în sine, ci efectul secundar al drogului. Și supradoza poate să fie pentru cineva o cantitate mare, pentru altcineva să fină doar la a doua administrare. Supradoza este individuală, pentru că înseamnă apariția a unui efect secundar care nu poate să fie controlat sau nu poate să fie să avem un antidot la el. Deja efectul secundar a făcut o leziune ireversibilă. Incredibil. Extrem de periculoase. Claudiu, bun, adică nu e bun, e bine că discutăm acest subiect, e bine că ne implicăm. Probabil într-o emisiune viitoare vom mai aprofunda subiectul, pentru că avem foarte, foarte multe lucruri de povestit și telespectatorii trebuie să înțeleagă că, exact cum spunea domnul doctor, pericolul este de la bun început. Nu fi curios, adică nu încerca. Pentru că indiferent nu ai. În zona asta, deci în zona asta nu există un lucru bun din momentul ce ești curios și vrei să încerci. Nu există nici un lucru bun. Deci nu-i decât o minciună de la cap la coadă care te omoară mult mai repede și te nenorocește fizic, psihic și din toate punctele de vedere. Singura soluție este să nu fii curios, pentru că nu are nicio... E foarte greu să te poți opri. Seamănă într-un fel cu sevrajul de la fumat. Puține persoane pot să se oprească, cu toate că la fumat se observă consum de zeci de ani, la droguri nu. La droguri nu. Aici e extrem de important. Îmi amintesc, apropo de fumat, cum arată plămânii unui fumător și, da, bun, există exemplu acela. În schimb, la droguri, din păcate, asta e situația. Claudiu, mulțumesc mult de tot, da? Terminam așa, brusc, ca să putem să începem. Să putem să începem într-o altă ediție, pentru că subiectul, repet, este, din păcate, al nostru, e prezent, nu mai trebuie să ne ferim, dar, încă o dată, nu e nevoie să fii curios. Și începând de la copii până la adulți, pericolul este același. Mulțumesc mult de tot. Așadar, drogurile și lupta noastră, despre luptă e vorba, da? Practic să rezistăm acestor tentații. Domnul doctor Claudiu Muntean, medic medicină de urgență, serviciul de ambulanță Mureș, zona Reghin, cea pe care o deservește, și bineînțeles sfatul la final, nu fiți curioși apropo de droguri. A 11-a poruncă. Să nu fiți curioși în legătură cu drogurile. Bun, perfect. A 11-a poruncă. Sunt Ghiță Zileru, plus pentru Sănătate la Ardeal TV. Până la o nouă întâlnire, vă doresc sănătate și înțelepciune. Numai bine!